Polițiștii din cadrul poliției orașului Novaci au fost sesizați marți prin apelul 112 despre faptul că un bărbat ar fi căzut de pe o motocicletă într-o zonă montană suferind leziuni. Din cauza terenului accidentat unde a avut loc evenimentul și a drumului greu accesibil, persoana accidentată a fost transportată la echipajul de ambulanță de salvamontiști din zonă, iar ulterior la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Polițiștii s-au deplasat la spital și au descoperit că bărbatul de 31 de ani din orașul Novaci, în timp ce practica off-road cu motocicletă enduro, din cauza terenului accidentat s-a dezechilibrat și a căzut suferind de leziuni. Bărbatul consumase alcool pentru că în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,35 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. I-au fost decoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 31 de ani din orașul Novaci, în timp ce se deplasa împreună cu mai multe persoane într-o zonă montană, la aproximativ 15 km departare de comuna Cras, pentru a practica off-road cu o motocicletă enduro, din cauza terenului accidentat, s-a dezechilibrat și a căzut suferind leziuni. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,35 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate totodată probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.